Asta e situația. Lucrurile merg așa cum merg, deși toată ziua sunt acolo, toată ziua stăm cu gura pe ei, ne certăm, am convins, lucrez sâmbătă și duminică, o fac, dar o fac 2-3 oameni. De ieri au dublat forța de muncă acolo. Sigur că important de pe urmă, ce am spus totdeauna, să facem lucrare de calitate. Este clar că nu se va respecta acel termen de luni de zile care ar trebui să se împlinească pe data de 9 iunie. Așa a început conferința de presă edilul șef al orașului miercuri dimineață, recunoscând că termenul avansat pentru finalizarea lucrărilor de refacere a rosturilor de dilatare de la podul rutier care traversează râul Suceava în zona bazarului din municipiul Reședință de Județ nu va fi respectat. Ion Lungu a adăugat că, citez, nu avem soluție. Ba mai mult, spre disperarea șoferilor, lucrările ar putea fi oprite și redemarate după zilele orașului. Și o să vedem cum o să facem, pentru că s-a apropiat și zilele Sucevii, nu este exclus ca partea a doua a podului să o facem după zilele Sucevii. Nu este exclus, să vedem cum termină partea întâi. Deci nu avem soluții, trebuie să ne grăbim încet. Primordial să fac lucrarea de calitate, eu sper că până acum s-a făcut. Încep să montez în această săptămână, în aceste zile, rosturile acolo. Este formația venită de la Botoșani. Nu avem soluție. Decizia de a asista șantierul vine în ideea de a fluidiza cât de cât traficul rutier de zilele orașului, știut fiind faptul că o mare parte din activitățile pregătite pentru acea perioadă se vor desfășura în parcarea unui centru comercial din zonă. Partea a doua este mai simplu de făcut, nu este atât de avariată, distrusă cum a fost partea întâi. Partea întâi, sau benzele, primele două benzi au fost mai distruse pe sensul care se circulă spre Burdujeni. Sunt aceleași proceduri, dar la pregătirea, adică nu trebuie să decopertezi atât de mult, că nu se infiltrează atât de mari, cum a fost în partea la care lucrăm acum, unde s-au făcut și injecții cu betoane la stâlpi, niște proceduri mai speciale. Din ceea ce s-a estimat la fața locului, pe partea cealaltă nu sunt necesare aceste proceduri.